În perioada 24-30 aprilie a avut loc la Iași adunarea generală a surorilor Providenței din Delegația Sfânta Familie din România și Republica Moldova. Tema întâlnirii a fost Surori și discipole la școala lui Iisus, în armonia diversității pentru a mărturisi săracilor bucuria mântuirii. Au participat superiora generală a congregației, vicara generală, precum și toate surorile care fac parte din delegație. Întâlnirea a avut scopul de a face o analiză asupra trecutului și de a trasa noi direcții pentru următorii 6 ani. Luni 25 aprilie, preasfințitul Petru Gherghel a prezidat Sfânta Liturghie în Capela Surorilor, încurajându-le în misiunea lor. În perioada 25-29 aprilie, Comisia de Pastorație Vocațională a ținut la Mănăstirea Carmelitană din Luncani un curs de exerciții spirituale pentru tinerii care sunt în căutarea lui Dumnezeu, a sensului vieții și a vocației lor. La acest curs au participat 21 de tineri din diferite localități ale țării. Tema exercițiilor a fost Lasă-te îmbrățișat de milostivirea Tatălui. La Mănăstirea Surorilor Dominicane din Siret a avut loc reculegerea cu tema Spovada, Sacramentul Îndurării Divine. În perioada 27-29 aprilie a fost a doua reculegere dintr-o serie de întâlniri desfășurate cu ocazia anului milostivirii și au participat diferite tinere din Siret și din împrejurimi. Programul a cuprins momente de adorație și rugăciune, vizionarea unor filme religioase și momente de împărtășire a impresiilor și emoțiilor trăite pe parcursul acestor zile. În perioada 28 aprilie-1 mai, Casa Colping din Ploscuțeni a fost pregătită pentru activitățile ce se vor desfășura acolo în acest an. 15 tineri din Uituz și 15 din Ploscuțeni și-au unit forțele pentru a face curățenia de primăvară. Au fost 2 zile pline în care tinerii au participat la munca administrativă care se cerea, dar s-au bucurat și de celebrarea Sfintei Liturghii, precum și de momente de relaxare. Sâmbătă 30 aprilie, în Casa de Reculegere Gaudium Spes din Traian, a avut loc întâlnirea familiei vincențiene din dieceza de Iași. Scopul acestei întâlniri a fost încheierea anului colaborării din familia vincențiană. Au participat membrii conferințelor Sfântul Vincențiu de Paul din Adjudeni, Bălțați, Sfântul Anton Iași, Sfânta Tereza Pruncului Iisus Iași, Onești, Sfânta Tereza Pruncului Iisus, Roman, Târgu Frumos și Tomești, surorile Maria Bambina, surorile sărace, Don Morinelo, congregații care împărtășesc aceeași carismă vincențiană. De asemenea, au fost prezente surorile de caritate ale Sfântului Apostol Paul, care au o colaborare strânsă cu familia vincențiană. La ora 12, preasfințitul Petru Gherghel a prezidat Sfânta Liturghie în capela centrului Gaudium Spes, avându-i alături pe preoții comunităților în care sunt prezente familiile vincențiene. Excelența sa i-a felicitat pentru activitatea pe care o desfășoară și i-a încurajat să ducă mai departe lucrarea bună pe care Domnul o face prin mâinile lor. Peste 350 de pelerini din Iugani au mers în pelerinaj la Poarta Sfântă de la Cacica sâmbătă 30 aprilie, însoțiți de preoții comunității și de autoritățile locale. Programul pelerinajului a cuprins trecerea prin Poarta Sfântă, celebrarea penitențială, rozariul, Sfânta Liturghie, coronița Divinei Îndurări și un moment de adorație euharistică. La 30 aprilie a trecut la Domnul sora Ana Iancu din congregația Notre-Dame de Sion. Sora Ana Iancu s-a născut la 29 august 1934 la Luisii Călugăra. A făcut primele voturi la 22 august 1978, sub îndrumarea părintelui Iosif Pal în secret, în confesionalul din Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Iași. Voturile pe viață le-a făcut în anul 1986 la București. Sora Ana a trăit o viață de slujire și rugăciune în toate locurile unde a activat. A lăsat în urmă mărturia unei vieți dăruite în totalitate slujirii lui Dumnezeu și celorlalți. Înmormântarea va avea loc miercuri 4 mai la ora 10:30 în cimitirul Eternitatea din Iași. Să se odihnească în pace!
Preasfințitul Petru Gheorghel a sărbătorit împlinirea a 26 de ani de episcopat duminică 1 mai. Excelența sa, împreună cu un alt preasfințitul Giuseppe Mani, arhiepiscop emerit de Cagliari, și un grup de preoți au concelebrat o liturghie de mulțumire în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași la ora 18:30. La începutul Sfintei Liturghii, preasfințitul Gheorghel i-a salutat pe excelența sa Giuseppe, pe superiorul Congregației Școlilor de Caritate, Institutul Cavanis, în dieceza de Iași fiind prezenți la Pașcani, preoții din jurul altarului și pe toți credincioșii prezenți în catedrală, invitându-i să înalțe împreună cu excelența sa o rugăciune de mulțumire pentru cei 26 de ani de episcopat. Monsignorul Petru Gheorghel a fost consacrat episcop la Iași la 1 mai 1990 de către actualul cardinal Angelo Sodano, pe atunci arhiepiscop și delegat al papei Ioan Paul al II-lea. Preasfințitul are ca moto al stemei episcopale versetul Ut omnes unum sint, ca toți să fie una. Duminică 1 mai la ora 11, în Biserica Sfinții Apostol Petru și Paul din Târgu Neamț, s-a celebrat prima sfântă împărtășanie. Trei copii, o fată și doi băieți, l-au primit pentru prima dată pe Iisus în Sfânta Împărtășanie, în cadrul Sfintei Liturghii prezidată de administratorul parohial, cu titlul de paroh, Părintele Iosif Ghența, din Congregația Fiii Iubirii Milostive. A concelebrat Părintele Fernando Mani din aceeași congregație.